s-au întors băieți pescari. Să culegă roadele. Se vede și pe filmare, plasa întinsă prin apă, sunt metri întregi, poate chiar sute. Bună ziua, cu o nouă filmare de genul. Îți trag nestingherii spate și lebedele unde stau de frica bărcii și nu numai de frica lor, dar nici nu pot înainta pe lac pentru că este întinsă plasa, după cum vedeți, înaintea bărcii este întinsă plasa pe toată balta și păsările nu se pot plimba nestingherite. Uitați unde stau păsările, lebedele și pelicanii, după cum puteți vedea. Este o filmare din nou făcută cu ajutorul binoclului pentru a mări, pentru a focaliza mai bine și pentru a vedea mai bine. Poate îi prindem și când scot un pește mai mare. Cine știe? O să fie o filmare foarte lungă, dar voi mai tăia din ea, în speranța că o să-i vedem, o să-i vedeți cum prind pește. Iar noi, cetățeni localnici ai comunei, nu avem voie. Nu avem voie. Să aruncăm o undiță în lac. Să ne... Mă rog, nu eu personal, dar sunt pe vale, așa numita pe vale, destul de mulți oameni mai în vârstă care vor să-și piardă timpul în acest fel, fără a fi agresați de gardienii. Așa zi și gardin, falși gardin ce apără lacul, care sunt plătiți la negru, de administrator între ghilimele, nici el nu mai este administrator cu acte în regulă și este și penal. Adică este, se judecă pentru că au, mă rog, el și cu fratele lui au făcut evaziune fiscală și nu numai. Firma lor este pe minus în fiecare an, dar văd că are angajați să pună plase pe lac, mreje, să prindă pește și să-l dea la negru sau să-l bage în restaurantul lui, fără a plăti partea statului, TVA-ul, pentru că, da,
creșterile se dă la negru. Firma lui este mereu pe minus. Angajați are, deși pe firmă mai este unul. Și... na, statul ar trebui să ia undeva la 40% din... din ce vinde dânsul, dar dacă iese mereu pe minus... cum să ia 40% dacă nu poate să ia? Plus suma de vreo 5.000 de dolari, 200 de milioane, care trebuie dată anual la stat. Pentru că ci că ar fi concesionat, dar nu mai este din 2017. Sper să focalizez. Cred că au prins un pește măricel. Ia să vedem. A oprit barca, deci este ceva. Un plas, hop. Frumos. Un exemplar de vreo 20 de chile, poate chiar mai mult. A fost trasă în barcă. Frumos. Un exemplar care evident nu va fi vândut cu acte în regulă, să spunem așa, ci să se plătească TVA-ul de 40% la stat. Va fi dat la negru sau poate chiar eviscerat și pus la restaurantul administratorului de la strandul Cernica. Angajații au făcut schimbul pentru că este o treabă destul de costisitoare și obositoare. Au făcut schimbarea, cel în albastru s-a dus la motor și cel în verde îmbrăcat în hainele verzi. Opa, încă un exemplar foarte frumos. După cum ați văzut, l-a lovit cu ceva în cap. Probabil să-l amorțească. Se pare că se pescuiește bine pe partea aceea, la plăci, după cum știu unii localnici, la fostele plăci. Dar filmarea aceasta o să fie foarte lungă, având în vedere că plasa este pe tot lacul întins, mreaja. O puteți vedea în afară de firul de electricitate, o puteți vedea în partea de jos a filmării. Acea plasă nu a fost trasă din apă încă, deci va urma. Vedeți că am reușit să mai prind un unghi. Poate o să ies și la stradă. Op, cred că este încă un exemplar prins în plasă, ia să vedem. Foarte bine îl prindem acum.
O să ieși și la stradă să fac o filmare. Poate vine și mașina gardienilor din Tânganu. Loganul Mov. Da, acolo este un pește prins. Și cred că sunt 3. Op, a fost tras unul. Direcționează pe cel de la motor să vireze spre dreapta lor. Să vedem. Wow. Strujnic. Wow. Oho, s-a și auzit când a lovit barca. Foarte frumos, foarte frumos. Exemplare foarte frumoase. Păcat că nu vor, din aceste exemplare nu vor ajunge bani la stat. Dar na. Eu dacă arunc undița sunt înjurat de mamă, de morți, amenințat cu cuțitul, bătut, dar asta este o altă poveste. Claxonat dacă ies pe stradă și filmez, sau încă un exemplar. Nu l-am prins, îmi pare rău, dar mai este unul. Da, și după cum ziceam, bătut, oho, oho, oho. Foarte frumos. Nu știu sigur dacă m-au văzut, pentru că au ales să meargă pe exteriorul plasei pentru a nu se vedea ce se trage în barcă. Acum am întors-o cumva, dar este foarte greu să țin și binoclul și telefonul. Și după cum ziceam, amenințat cu cuțitul, bătut, înjurat, dar asta este o poveste cu totul alta și poate se va mai întâmpla și voi avea și imagini să pot să arăt ce se întâmplă, ori să fie imagini. Stați liniștiți. Dânsul a obosit, după cum ați văzut. Cred că este cam greu să tragi un exemplar de 20-30 de kg în barcă. Și nu unul, au fost vreo 6-7 până acum. Pe loc repaus. Sigur este obositor. Obositor, plătiți la negru. Nu este vina lor, însă. Asta este România. Hai, domnule. Trageți de suflare, hai, curaj, că mai e pești de scos.
cred că o să mă duc la stradă să fac filmare, pentru că se vede destul de bine de aici. Doar că va trebui să schimb din nou unghiul. Ia să vedem. E ceva? Nu. Ha? Ba da. Op. Ah, nu s-a văzut. Da, după cum vă spuneam, este nu misterioasă, dar abordarea de a merge în exteriorul plasei. Sau, mă rog, exteriorul ce pare pentru mine din partea asta, pentru că nu știu sigur dacă au observat că sunt filmați, dar sigur nu vor să vadă localnicii ce scot ei din apă. O să schimb un pic unghiul, așa că o să pun pauză. Am revenit. Începe să se vadă maldărul de plasă din barcă și câteodată o coadă de pește. Dar câteodată. Păsările s-au ascuns după stuf de frica dânșilor, evident, și nu pot, nu se pot plimba pe lac liniștite datorită sau din cauza acestei plase. A, uitați, să vedeți și pe partea superioară a videoclipului cum altă plasă este întinsă. Mă rog, este aceeași. Ia să vedem. Op, un exemplar frumos. Un pic firul acela care se suprapune cu plasa. Op, un exemplu. Oho, și încă unul mai în față. Nu va fi tras în barcă. Să încerc să nu mișc camera, dar este o poziție foarte inconfortabilă pentru că trebuie să țin și binoclul, trebuie să țin și telefonul. Am curcat puțin scula, am trecut cu barca prin ea. Costisitor, foarte costisitor. Ar trebui să facă schimbul. Băieți.
Am luat bățul, îl lovesc. A, nu, nu, este o... Vai, de mare este. Ten, cred. Ten sau... am greșit, nu îl lovește în cap, cu bățul îl trage din apă. Îl agață de... de bot. Din păcate au mai prins un exemplar, dar n-am putut să-l prind pe cameră. L-au prins dânsii, dar nu l-am prins eu. Se pregătesc pentru a mai scoate unul. Au agățat. Maricel și acesta. Dar nu ca cei anteriori. Am mai scos acum încă un exemplar, dar nu reușesc să-l prind pe cameră. Să facem și filmulețul de încheiere. Au prins peste 10 exemplare și acum se retrag la strandul Cernica pentru a vinde pește la negru. Să trăim. Sau pentru a-l da administratorul pentru a-l vinde la restaurantul său. Crapi, teni, peste 10 exemplare. Cred că 7 sau 8 le-am prins pe cameră. Restul, din păcate, nu. Deci se retrag în glorie, cu barca plină. Parcă nici nu mai merge barca de cât de plină este. Abia trage motorul.